Dacă o citi Psalmul 23, am văzut că nu e explicat la el nimic și poate e bine să ne aducem aminte de acest minunat psalm care omului Dumnezeu David, prin Duhul Sfânt, l-a compus și ne-a lăsat o capadoperă întreagă cu psalmii pe care i-a făurit. Dumnezeu să fie slăvit pentru psalmii lui David, cu care atâția oameni se roagă rostind psalmi, să sfințesc citind și rostind psalmi de-a lui David, căci cuvântul dat prin Duhul Sfânt, oricând, oriunde, el are putere. Slăvit să fie Domnul! Auziți, dar, cum începe omului Dumnezeu cântarea aceasta, salmul acesta? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. În primul și în primul rând, trebuie să ai așa o asigurare în duh și în minte că tu ești o oiță din turma lui Hristos. Și asta trebuie să-ți dea ție multă liniște, multă încurajare, multă pace, chiar când treci prin nevoi, prin încercări. Nu uita, Domnul nu a fost și nu va fi, Domnul este cu un statut permanent, glorie Lui. Domnul este păstorul meu. Ca să nu zăbovesc mult aici, măcar că-s multe de a elucida din această expresie a lui David, versetul 2 continuă să ne spună: El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. 3. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Această frază ne aduce aminte de purtarea de grijă pentru fiecare din noi în parte. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Niciodată nu vei putea doar să trăiești mâncând, ci totdeauna va trebui să bei apă după mâncare. Așa că pășunea verde este pășunea care e stropită tot timpul de rouă, de ploaie, și această pășune îi pentru noi spiritual, predicile, cântările, ele trebuie să fie stropite tot timpul de picuri harului lui Dumnezeu, mărească-se numele Domnului. Atunci El mă paște în pășuni verzi. Ce minunat când, câte la o predică, la o cântare, sunt sfiori divin trecând prin minte, prin inimă, mișcând toată fibra trupului tău. Ce minunat e aia! Atunci tu te simți împlinit, cum zice tot David în altă parte, ca de niște bucate grase și mnezoase, slăvit să fie Domnul. Așa ne săturăm noi când Domnul se îndură și revarsă har peste viețile noastre. Să continuăm cu aceste idei a lui David, care ne dă nouă atâta curaj. El
nu faci acestea toate din pricina noastră, că noi nu avem merite, noi ne luptăm, facem și noi ce putem de partea noastră, dar toate astea nu pot completa în așa fel încât să zicem merit. În schimb, aici ne spune din ce pricină? Din pricina numelui său, slăvit să fie Domnul. Deci, dacă ai un copil, apoi tu nu-l îmbraci pe copil din pricina lui, tu îl îmbraci din pricina ta, tu vrei ca cine vede pe copilul tău să-l vorbească de bine, să vadă că e îmbrăcat bine, să vadă că e educat bine, să vadă că e hrănit bine, dar toate acestea nu pentru copil, ci pentru tine, pe tine te doare, pe tine te interesează. Nu mă vorbă rea dacă auzi de la cineva despre copilul tău și nu-ți place. De aceea Domnul Iisus Hristos în Matei ne dădea o lecție mare, ca să nu vorbim de rău pe cineva, că vă spun că îngerii lor văd necurmat fața Tatălui meu care este în ceruri. Așa că dacă tu vorbești pe un frate de rău, îngerul lui raportează la Tatăl. Uite-te, ăsta iar are treabă cu persoana pe care o am eu în primire. Și atunci tu nu superi numai pe persoana aia, tu superi pe îngerul pus de pază la persoana aia. De aceea să nu vorbiți, să nu defaimați nici măcar pe unul din acești micuți, frați ai mei. Frați micuți al lui Iisus sunt aceia pe care tu nu i-ai auzit spunând o poezie, nu i-ai auzit cântând singur o cântare, nu l-ai auzit predicând. El, sărmanul, vine la adunare, stă rezervat, plânge, se roagă, cântă cu frații, dar el nu e aparent, el nu are nimic de a prezenta. Cu toate acestea, îngerul lui vede pururi fața Tatălui care e în ceruri. Mărit să fie Domnul! Deci să nu defaimați pe niciunul din acești micuți. În altă ordine, micuț însemnează la o curte sluga. Sluga e mai mic într-o casă boierească, fiindcă el slujește la toți și nu cere de la nimeni nimic, stăpânul trebuie să îngrijească de el. În cazul ăsta, cei micuți sunt lucrătorii din biserică pe care nu trebuie să-i vorbești de rău, nu trebuie să-i calomnizești, că ei au un înger special și prin înger ei au o relație cu Tatăl. Și îngerii lor văd pururi fața Tatălui care este în ceruri. Mărit să fie Domnul! Adesea ori tu ești lovit, adesea ori tu ai dureri mari de cap, adesea ori tu nu poți mânca, adesea ori ai o vomă, adesea ori multe alte lucruri. Dar de ce oare? De ce? De unde vin? Știi că toate astea vin peste tine de undeva? Am să vă spun o întâmplare. Eram prin anii lui 60 și aveam un frate care era în turmă și el, na. Dar fratele ăsta săracu era obișnuit să bea. Și frații îl învinuia, că auzea de la oameni din lume. Ba odată chiar cineva, om de lume, a vrut să-l scoale, dar nu a putut scula de beat cum era.
Și eu m-am luat de el, mă, uite ce aud, uite așa, uite așa. Dar el se jura în fel și chip că el nu a beut niciun pahar de vin. El avea dreptate că el nu bea vin, el bea numai țuică. Și cum lucra cu ceva la unul, la altul, el pretindea țuică, oamenii țuică îi dădea. Așa că el se jura, mă, Doamne, jurături urite și grozave, că el nu bea vin, el nu a beut niciun pahar de vin. Avea dreptate, dar el bea țuica. Ei, eu nu m-am lăsat convins de vorbele lui, dar am zis că te el știi ce spun eu. Până nu te pocăiești să nu mai intri în adunare. Și el n-a mai venit la adunare. Dar din săptămâna aia pe mine m-a durut umărul drept tare. Și ziua și noaptea mă durea umărul drept. Și acum vine primăvara. Și a venit un frate, Cristinel, proroc. Și când a venit, stând de vorbă în bucătăria ții, noi amândoi, el zice către mine, te doare rău umărul drept. Mă doare, mă, de asta toamnă mă doare. Păi zice, vezi că ai făcut așa. Uite aici, ai făcut așa. Ai împins cu umărul. Măi, Doamne, ce să împing cu umărul? Doar n-am fost la lemne în pădure sau ce? Ce să împing cu umărul? Dar el la urmă îmi explică. Ai împins pe unul afară din adunare. Măi, odată mi-o dat aminte. Dar ce-i de făcut? Te duci să vii în adunare înapoi. Vai, Doamne, eu mă gândeam ăla să nu mai vie. Dacă nu se pocăiește de beutul lui, să nu mai vie. Ăsta insistă să te duci, să-l aduci înapoi în adunare. În ziua aia m-am dus la el, măi, fratele meu, tu n-ai mai venit la adunarea. Păi zis să nu mai viu. Păi măi, eu am zis că să te pocăiești, apoi să vii. Păi tu cum acum? Nu vii deloc? Cum e aia? Apoi, ba, voi veni. Păi hai, da mă, hai, da ce și pocăiește-te, mă. O venit. Dar minune că din săptămâna aia nu m-a mai durut umărul drept. Deci vedeți cum se întâmplă. Tu vorbești de rău pe un frate, de ăla săracul îi tulbure la cap, dar durerea o porți tu pentru el. Te doare pe tine capul de nu mai poți, pentru că tu ai vorbit de rău pe aproapele tău, ai clevetit pe fiul mamei tale. Apoi cine știe câte ți se întâmplă? Că vorbele astea costă, cum zicea cineva, dacă ar fi să plătim fiecare vorbă, apoi n-am vorbit atât, am vorbit puțin, că de nu n-am mai avea cu ce plăti, dar când nu mai ai cu ce plăti, Dumnezeu te face să plătești, de plătești până în ultimul bănuț. Odată un frate de la Arad, fiind pedepsit de frat pentru un păcat al lui, atâta mai plângea, atâta să tot lupta, dar frață nu-l ierta, nu-l chema înapoi, nu? Îl întâlnește Ilie Stănuș, a murit el de vreo 2 ani. El a fost pastor în Micălaca pe vremuri. Și îl întâlnește ăsta, ce faci mă frate, la plânge, păi ce să fac cu ea așa, așa. Bă, dar mai ai bănuț, mă, mai ai bănuț. Nu ți-ai găta bănuțul de plătit. Ce bănuț? Lacrimile astea, mă, mai poți, mai... Păi nu mai pot, mă, nu știu ce să mă fac. No, apă, dacă nu mai poți să știi acum, înseamnă că ai plătit destul bănuțul, trebuie să ieși din pușcăria asta. Mă rog pentru tine ca Domnul să te ierte. Și din ziua aia nu i-a mai venit plânsul și s-a întrămat omul și a urmat calea Domnului mai departe. Deci, atunci când facem noi câte o gafă,
peste noi vine câte ceva. Cum zice în Iov, prin dureri, în timpul nopții, înștiințează Dumnezeu pe oameni de păcatele lor, de stările lor. Atunci te face să nu poți dormi și apoi te gândești la tot pasul greșit. Dar Domnul este păstorul meu, mărească-i să numele. El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă. Și asta nu pentru mine, ci pentru numele său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângăie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mulți frați cu COVID-ul ăsta trec prin valea umbrei morții. Mulți ajung până își pierd conștiința sub boala asta și Dumnezeu îi scoală și de acolo. Am văzut atâția bolnavi în atâtea forme și rugându-ne cu putere Domnului, în harul Lui, pentru numele Lui, ne-a ascultat și bolile au dispărut. Slăvit să fie Domnul! Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Ce însemnează asta? Oricât îi fi de bolnav, oricât îi fi de amenințat, pe tine să nu te cuprindă frica, pe tine să nu te cuprindă groaza, pe tine să fii totdeauna în stare de a binecuvânta pe Dumnezeu. Nu mă tem de niciun rău, știind că toiagul și nuiaua, ele mă disciplinează, știind că El e Cel care îngăduie peste mine una sau alta, mărească-să numele Domnului. De aceea, toiagul și nuiaua ta mă mângăie, lovească-mă cel neprihănit, zicea salmistul, că lovitura lui îmi este bine venită. Deci să nu-ți întorci fața de la ea, nu cumva să te plângi, de ce s-a așa, de ce numai eu, de ce nu și, măi, Domnul se poartă cu tine ca un tată cu copilul. Fii cu minte, rabdă încercările, bucură-te, slăvește-L pe Domnul în încercări și vei vedea ce binecuvântări urmează după aceea. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos! Tu-mi întinzi masa în fața vrăjmașilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Iată, dacă treci cu bine prin boale, prin încercări, dacă nu cârtești, uite ce-ți face ție Dumnezeu. Tu întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce minunat psalm e psalmul ăsta! Domnul Iisus să ne umple inima de încredere în El, să ne umple cu credință, să avem un duh credincios lui Dumnezeu și să-L putem binecuvânta în rugăciunile noastre, în cântările noastre și în tot ce facem, El să fie proslăvit prin noi. Amin!